Și mi-a spus, bagă mâna în chiloți și de acolo, dacă miroși, să te speli. Hei, salutare oameni, bine ați venit, ce mai faceți voi, cum sunteți? Nu v-am văzut de foarte mult timp, adică nu ne-am povestit o țară ce-a trecut așa timpul ăsta, adică când am mai urcat niște videouri, am urcat așa, pa, pa, pa. Bun, ce ați făcut voi până acum, cum sunteți? Sunteți bine? Foarte bine că vă abonați în continuare, distribuiți mai departe linkurile. O să fie lucruri frumoase în viitor, sperăm pe acest canal, dacă o să vă placă, bineînțeles. Oricum, mulți mi-ați cerut și repet, eu deocamdată voi fi așa negru cum voi vedeți acum. O să fiu și mai normal și mai puțin normal, dar deocamdată vreau să văd dacă reușesc să continui ceea ce am început, adică să fiu exact așa negru cum sunt, să vedem până unde putem ajunge. Dacă cei de la Carlas au ajuns departe, adică au mulți abonați, ok, bine, nu mă pot pune cu ei pentru că ei sunt cei care cântă, fac muzică și așa mai departe. În fine, de azi înainte voi fi și consilierul tău. Ai întrebări, mi le poți spune și eu o să încerc să-ți răspund cât mai serios posibil, adică cât mai clar posibil. Ei, acum vom merge cu un audio pe care cineva mi l-a trimis și o să vedem despre ce este vorba. Bună ziua, sunt din Brașov și aș vrea să vorbesc cu tine, aș vrea să cer o părere despre faptul că am o mică problemă cu igiena. Nu prea îmi place să mă spăl, am o vârstă aproape de 30 de ani și nu că nu-mi place, eu nu miros, adică nu că nu mi-ar place să mă spăl, adică nu mă simt că aș avea probleme cu mirosul, dar tatăl meu de fiecare dată spune du-te și te spală, du-te și te spală și mi-a dat o sugestie în care să mă spăl și mi-a spus bagă mâna în chiloți și de acolo dacă miros să te speli. Aș vrea să mă ajut cu această sugestie, ce aș putea face în acest caz cu problema asta pe care o am. Îți mulțumesc mult! Acest domn care mi-a trimis că are probleme cu igiena, nu știu, acolo la voi în Brașov, sunteți cu probleme de apă, adică aveți probleme de apă, nu vă puteți spăla, vei că faceți economie, nu aveți apă caldă. Bine, acum pe timpul ăsta așa prece, merge că te poți spăla. Dacă tatăl tău este cel care te miroase. Cel care te miroase, eu zic că cel mai bine ar fi să te ajute în continuare. Vreau să te întreb și eu pe tine, ai avut COVID dacă nu miros? Asta a fost dintotdeauna până la vârsta asta sau doar ai avut probleme de miros și ai rămas fără miros, nu? Sau? Băi, dacă tu nu te simți, eu ce pot să spun? Pot să-ți dau o sugestie, adică o sugestie cât de cât frumoasă, clară, să o faci în felul următor. Adică, când te trezești dimineața, fără să asta, te duci frumos și faci un duș. Te duci afară, te duci la servici, vii de la servici, alergi, te faci un duș. Dacă crezi că ți este greu să te speli așa, să faci dimineața duș, când te întorci de afară să faci duș, păi lasă-l tot timpul pe tatăl tău să te miroase, ce să zic? Lasă-l să te miroase și stai așa, stai să te miroase, adică nu mai bagi tu mâna în chiloți, ci lași pe tatăl tău să te miroase. Ce poți să, altă sugestie mai bună decât ta, decât să lași pe cineva care are mirosul foarte bine definit, foarte bine și care te cunoaște, mai bine zis, cunoaște mirosurile tale specifice pentru a te spăla. Mergem cu următoarea întrebare, cu următoarea audio. Cineva care mă întreabă ceva despre animale, hai să vedem. Am și eu să te întreb o întrebare foarte interesantă. La mine, la țară, mi-a fătat vaca și acolo gițelul nu vrea să mai sugă deloc, adică nu sug niciodată. Și dacă mai putea ajuta să văd cum aș putea eu să învăț pe gițelul meu să sugă la vacă, că tă mă chinui de câteva zile în coace să mă chinui cu el să îl învăț să sugă la vacă. Să fiu foarte serios. E prima dată pentru mine când mă ocup cu animale și nu știu, și am văzut că tu ești o persoană care dai sfaturi și sugestii la toată lumea.
Atunci, la mine este ideea asta, cum aș putea învăța eu pe jițelul meu să asugă la vaca la masa lui, pe care acum de 2-3 zile l-o făta și nu mănâncă și nu știu ce să fac. Dacă ai putea să mă ajut și pe mine. Am ascultat și acest audio împreună cu voi. Acest domn dorește să afle cum să-l ajut eu să învețe vițelul să sugă. Mă gândesc bine să-i dau o sugestie, pentru că vreau să fiu consilierul tău. Ceea ce pot să faci, spun imediat, spun foarte sincer, deci dacă de câteva zile acest vițel nu suge la mama lui, înseamnă că are o problemă, adică va slăbi și va muri. Dacă a ajuns pe lumea asta, a venit așa, fără multe kilograme, ca să fie bun de grătar, ar trebui să mănânce ceva, ai dreptate. Am vrut să zic că să-l tai, să-l pui pe grătar, adică să faci un grătarel așa frumos de un vițel, dar nu, normal, nu ai ce tăia din el, pentru că nu are carne. Atunci, cea mai bună sugestia mea pentru tine este să te bași tu sub vacă, să pui vițelul așa lângă vacă și să te pui și tu să sugi tu prima dată la vacă. Da, pentru că de obicei așa se face. De obicei când înveți o meserie, prima dată te uiți la cel care știe să facă și pe urmă celălalt învață. Eu cred că cel mai bine ar fi să faci asta, adică să vițelul lași într-o parte a vacii și așa și tu te baci și faci exact ceea ce ar trebui să facă vițelul. Poate așa vei reuși să înveți vițelul să sugă la vacă decât să pățească ceva. Pentru că nu cred că este nevoie aici de medic veterinar pentru a-l ajuta pe acest vițeluș de câteva zile, cum ai spus, să sugă. Atunci tu, fain frumos, dar te bagi, mai repet, te bagi la vacă și începi să sugi de toate patru țâțe. Deci nu de una. Și pe urmă vițelul se va uita la tine cum faci și sigur, după asta sigur va începe să sugă și el. Așa că nu-ți face griji dacă tu îl înveți. Bine? Mergem cu următorul audio. Nu râdeți și voi, da? Să nu râdeți, pentru că sunt sugestii și întrebări pe care oamenii mi le pun. Mergem cu următorul audio să vedem despre ce este vorba și fiți foarte atenți, că trebuie, din acest audio o să învățați ceva și voi. Hai să-l ascultăm. Bună, Luo, am și eu o întrebare care mă ține de foarte mult timp, mă tot cer cu mama mea cu privire la tricourile mele. Pentru că eu tot timpul port un tricou și după ce îl port, îl fac pijama și după ce îl fac pijama, îl pun la cârpe. După ce ajunge pijama, îl fac cârpă, deci șterg pe jos, deci șterg praful, deci șterg mobilă, tot ce e nevoie și pe urmă le arunc, dar eu așa sunt. Și eu tot sunt cu mama mea aici, tot ne contrazicem, bine, acum nu sunt cu ea, sunt singur, și tot ne contrazicem că de când trebuie să ajungă un tricou pijama și pijama, din pijama să ajungă cârpă de șters praf. Și eu i-am explicat la mama mea unele idei, dar vreau să aud de la tine sugestia ta, pentru că sunt sigur că pe tine te va asculta. Așa că aștept răspunsul tău. Da. Bun, am observat, adică am auzit ce dorești tu să afli și cred că mama ta are dreptate, adică prima dată să vorbești cu mine, adică cu consilierul tău și eu o să-ți spun despre ce este vorba și ce trebuie să faci. Prima dată vreau să-i spun la mama ta, doamnă dragă, nu vă mai contraziceți cu băiatul dumneavoastră pentru că n-are rost să vă contraziceți, că dacă eu îi spun acum ce trebuie să facă, cred că o să înțeleagă foarte bine ce trebuie să facă acest copil al dumneavoastră, deși cred că are bani și atunci vrea să-ți cumpere. În primul rând, cumpărați lucruri de marcă, adică cele mai scumpe tricouri. Cele mai scumpe. Și poartele, de exemplu, alea albe, deci ia-ți numai albe, că na, cum să ai tu pijama, de exemplu, roșie, neagră, albastră, nu, albe. Cumpărați o grămadă de tricouri albe, dar de marcă, cele mai scumpe. Și după poartele. Când să devină pijama? Păi îți spun, când prin tricoul ăla alb începe, de exemplu, aici să vadă, dacă ai păr pe piept, să se vadă părul prin el, mușchii de pe piept, adică
știi ce, la ce mă refer, da? La ce mă refer aici, da? Să-ți iasă prin el afară, așa, să se vadă transparent, atunci poți să îl bagi la pijama. Bagi tricou atunci la pijama. După ce l-ai băgat la pijama, îl mai porți ca pijama, spălare pijama, spălare pijama, spălare pijama, îl mai porți până ce îți iese, îți iasă pieptul, îți face două găuri și îți iasă pieptul prin el. Adică îți iasă chestiile astea două rotunde mici, îți iasă în, prin el în afară. Ei, când ți-a ieșit în afară, atunci din stagiul ăla de pijama îl bagi la cârpe. Îl bagi la cârpe, fain, fain, frumos, acolo la cârpe, fain, frumos și ștergi praful cu el, ștergi pe jos, speli, WC-ul, baie, cadă, faianță, gresie, tot ce vrei tu, pe urmă, și după urmă când te-ai săturat de șters cu ele, atunci poți să le arunci. Deci ai înțeles, nu? Deci, în primul rând, cumpără numai albe și cele mai scumpe tricouri de marcă. După ce le-ai cumpărat cele mai scumpe tricouri de marcă, le porți până ce aici devin transparente în față. Fain frumos. După ce o devin transparente, pum, ăla este stadiul de a-l pune la pijama. Îl pui la pijama, cum am mai spus, și îl porți la fel. Spalare, 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 pijama, pijama, așa, fain frumos, până ce aici se face găuri. După ce s-a făcut găuri, atunci poți să îl bagi la nivelul următor, adică la cârpe de spălat, dacă ai mașină, dacă speli ușurile, speli casa scărilor, tot ce poți face, că după ce te-ai săturat, pe urmă poți să le arunci. Deci, ăsta este finalul, concluzia la acest audio. Așa că, dragi prieteni, cred că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, continuați să distribuiți. Ai întrebări, vrei o sugestie, vrei să fiu consilierul tău? În descriere jos vei găsi un e-mail în care tu poți să trimiți acolo note de audio până în 30 de secunde, cel mult un minut. Eu le voi asculta și dacă sunt frumoase, sunt bune pentru ascultători, atunci le voi pune aici în direct ca aceste ce le-ați auzit acum. Așa că trebuie să ai curaj să-ți spui ceea ce nu poți să spui la nimeni, în schimb eu voi fi consilierul tău și te voi ajuta să treci peste acea întrebare sau să ai o întrebare cum ai putut observa că și acum am răspuns la aceste persoane. Puteți să fiți și bărbați, și femei, și copii care să-mi trimată sugestiile sau întrebările, pardon, pentru că eu să vă dau sugestii sau să vă răspund la întrebări cât mai normal posibil. Cam atât a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, ați fost alături de mine.